Istoria devalizării hidroelectrica este o radiografie a neputinței statului român sau o radiografie a felului cum s-au îmbogățit unii băieți deștepți din energie ieftină. Cum a fost îngropat unul dintre cele mai mari dosare de corupție din România? Retehnologizarea de la porțile de fier. De aici a pornit totul. Deși Consiliul Concurenței i-a investigat pe băieții deștepți, DNA a mers până în cele mai ascunse cotloane, totul a fost în zadar. Hidroelectrica a câștigat procesele cu firmele care au profitat, dar nu a reușit să recupereze nici măcar costurile de expertiză. Cea mai scumpă expertiză dintr-un dosar a costat 1,8 milioane de euro. De ce se dădeau șpăgi ca să se păstreze contractele preferențiale? Cine a cărat gențile cu bani? Un prejudiciu de 4 miliarde de lei. Dosar investigat de DIICOT și DNA timp de 13 ani, dar a fost clasat. Dezvăluiri incendiare doar la culisele statului paralel, cu Anca Alexandrescu, de la ora 18.